Funcția sharing. Ce este funcția sharing? Ce utilitate are și cum funcționează? Rămâneți alături de mine să aflăm cele menționate mai sus. Sunt Petronela și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube Rovision. Să presupunem că un membru al familiei este administratorul acestui device, iar acesta dorește partajarea acestui dispozitiv către alți membri ai familiei. Această partajare se face prin funcția sharing. Haideți să vedem împreună cum facem setările pentru această partajare. În primul rând, persoana care dorește să aibă acces la acest dispozitiv trebuie să-și creeze un cont în aplicația Rovision Connect. Toți pașii pentru a crea acest cont îi găsiți în linkul în descriere. După crearea contului, administratorul dispozitivului poate să facă partajarea. Intrăm în aplicația Rovision Connect și începem partajarea. Apăsăm butonul de partajare. Introducem numărul de telefon sau adresa de e-mail a contului căruia dorim să-i facem partajarea. Apăsăm Adăugare destinatar, apăsăm bifa de mai sus. Contul la care dorim să facem partajarea apare în lista Istoric destinatar. Acum ne apare dispozitivul la care am făcut partajarea. La dispozitiv partajat, lăsăm bifat toate permisiunile pentru a avea acces pe deplin la toate dispozitivele. S-a făcut partajarea. Haideți să intrăm în contul nou creat în care am partajat dispozitivul. Intrăm în aplicație. Observăm o notificare a dispozitivului partajat. Apăsăm vizualizare. Acceptăm dispozitivul. Acesta este prezent în listă. Apăsăm pe el. Introducem parola de criptare pe care o regăsiți în meniul NVR-ului în secțiunea rețea. Și au apărut camerele. Sper că v-a fost de folos acest clip. Vă așteptăm și pe site-ul nostru Rovision, pe care îl aveți în descriere. La revedere!